ani, Claudie Ghițulescu, mulți ani trăiască! Să fii sănătoasă, să fii iubită, pentru că ea este Elena. O împărăteasă, doamnelor și domnilor, Elena Claudia Ghițulescu. Mulțumesc. Dacă a venit la noi cu o zi înainte, vedeți avantajul faptului că vine cu o zi înainte. Cine te știe de Elena în afară de mama ta? Mă știu prietenii. Da? Da, mă știu. A, deci mâine cu chef. Da, ne petrecem, că vreau să spun că ziua de Constantin și Elena e ziua mea preferată. Preferat? Da. Dar nu e ziua ta de naștere, că tu ești Scorpion. Nu, de Constantin și Elena, eu sunt în toamnă, ca prietena mea Oana. Terminați-mă cu poveștile, da, doamnelor și domnilor. Facem așa, până când Rona dă notele jurului, cântăm și noi? Cântăm. Doamnelor și domnilor, o piesă nouă foarte frumoasă de la Claudia Ghițulescu, ăla-i locul, vedem și verdictul cu Ciula Maua, să vedem dacă trece Sena sau nu. Claudia Ghițulescu. Lor ciuda și dușmania.
că te urmăresc de mult și nu m-au mai întrecut. O doar lacrimi și suspine că nu țin pasul cu mine. De dușmanie nu pasă, că viața mea e frumoasă. Judecata gastronomică a zilei să ne spună despre ciulama Rona. Da, am mâncat în timp ce ea mi-a și cântat, așa că vreau să spun că este incredibil, dar adevărat, am mâncat aceeași ciulama pe care o mâncam la bunica mea și acum am aflat care erau secretele mamaiei, știu totul, știu tot ce ai făcut. Da, doamnelor și domnilor, a fost bine. Despre cocovan și... l-am mâncat și pe ăla. Vreau să vă zic nu așa... Nu se vede, dar l-am mâncat. Adică în sensul că mănâncă exact ca o păsărică. Am mers mai mult pe românesc. Da, am gustat atenție. Un pic și din cocovan. Vreau să zic o chestie, este caramelizat, o nebunie. Ole! Doamnelor și domnilor, Claudia o să guste, mai avem și noi alți invitați. Cu Claudia o să vorbim mai târziu. Am dat florile și tortul, dar nu scapă ea așa ușor. O să fie și cu mâncare și cu povești și cu o mărturisire senzațională. Până atunci, o pupăm pe Rona. Mua, mua. Și acum, din seria, dacă doriți dumneavoastră, prietenii mei,